Să luăm și celelalte probleme, am zis că încheiem și al doilea vagon. Da, da, păi da. Trebuie să-l vedem, nu? Da. Încă n-am ajuns la el. N-am ajuns la el, sigur. Acum, mai întâi, cercetăm și această familie, unde am ajuns, să vedem de ce calibru-i. Da, asta e tot cu două familii. Tot cu două familii, păi din... Mai avem vreo două, trei cu două familii. Trei, cred că mai avem cu două familii. Și de aici este din nou o rezervă. Ne uităm. Lăbuț, parcă populat. Lăbuț, da, pare populat. Să fie o problemă iarăși aici. După cum apare, pare a fi o problemă. Mă gândesc, matca omorât. Am zis că am avut probleme destule datorită aspectul acela nu l-am luat în seamă și fiind urdin și le apropiate, mi-au omorât mâncile. Am pe o parte care le-am salvat la început, dar... Dar puțin albină. Da, e puțin albină și te întreb de ce. Acum, ori el a fost nucleu pe două rame, o ramă... De, ăsta a fost motivul pentru care am iernat așa. Mm-hmm. S-a încălzit unul de la altul. Da, 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 păi e un avantaj. Știți că nu e chiar așa. Foarte. Nu, 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 nu-i chiar. Iată o marcă. Da, marcă acolo, da, și arată bine marcă. Arată bine, ouă frumos. Aici este un nucleu de... Îl folosim. Îl folosim să vedem ce se întâmplă. Rămâne aici, da? Rămâne aici. Dar să-l vedem și pe celălalt, totuși. Da, îl vedem și pe celălalt, imediat. Asta e hrana care a spus ultima dată. Da. Restul. O mai bine parcă, matca, deci nu, e uniform ouat, dar nu e puternic. Nu are puternic albină, matca nu a avut albină, dar el se mantări cu albina de dincolo, știți? Da, da. Asta are șanse să pornească binișor. Mm-hmm. Nu, și mai avem o ramă, nu? Mai avem o ramă. Da, mai avem o ramă. A fost o impresie greșită, prima impresie. Da. Aici trebuie să-i aduc să niște stimulent, că acum am și pus în niște rame stimulent, mi-a pus pietruți. Aveți hrănitoare, nu? Nu, pun în ramă. Pun în ramă direct. Că ăsta nu e în stare să ia din... Cum adică în ramă? Puneți pur și simplu... Așa. Da, așa, pur și simplu. Că... Umpliți așa? Exact, da. Că puneți în hrănitoare. Nu, pun în ramă. Ramă, că pun lateralul ia. Și deci dacă îi pui în ramă, la jos ca să nu mai tragă din hrănitor. Deci îți tragi direct din ramă. În hrănitor e pe aici o să mai neci albina acolo. Sigur că da. Dar chestiunea e că de obicei la hrănirile astea știam că se folosește din hrănitoare. De acord, dar eu practic, mai ales pentru început, că suntem în sezonul din început al activității. Iată aici să vedem dacă are sau nu matcă. Aici chiar îl suspectez că nu are matcă. Are. Are și aici matcă. După asta îl duc, ce să-i fac eu, că îl fac nucleu. Nu sunt încântat să fac din ăsta familie. Dacă nu, mai puneți o ramă. Nu, mai aveți. Am două rame. Fac chestia așa, manevră, dacă mă duc să găsesc un gol, că mut de colo-colo, nu? Și matca? Manevra și da. Deci îl impulsionez cu mișcarea al doi stup între ei. Da, rotim. Asta îl lăsăm, că aici că e mai slab oricum, nu? Da. Asta lăsăm aici. Da. Și o să beneficieze lucrătoarea de aici care pleacă cu ea. Și ne putem duce cu altul. Și dacă îl mai și rotim, e mai tare. Da. Ia să vedem în continuare. Dar aveți un din cuțit aici? Da, era pe acolo. Vezi tunel în cuțit? Uite asta. Asta, fereastră asta, vă puteți să vă slujiți din? Da, no, cam desfăcut așa. Uite cu ce. Și asta o binișor matca. A fost nuclei amândouă s-o prodit, să fie vecinii, două nuclei și iată că stadiul de dezvoltare a fost iernat bine, costat una în alta, dar dezvoltarea e mai lentă. Așa. Deci, să lăsăm pe ăsta pe loc aici. Va beneficia de așa și pe asta îl duc cu totul, tot trebuie să umblăm la asta, nu? Și rotim cu altul. Și rotim cu altul. Bun, da. Deci ăsta rămâne aici, da? Da. Petruț,
Adu-mi o ramă, te rog frumos, pe care ai pus-o deja cu... Eu poate să pune numai pe parte siropul ăla. Da, da, îl punem pe amândouă părțile și noi îi punem și diafragmul ăsta. Punem diafragma așa, nu. Asta e așa. Dacă găsești, Ionuț, în grajd un albastru. Un albastru. O, de asta, de pus peste părțile. Da, 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 un albastru, dacă mi-aduci. Așa, și acum îl vom lăsa la locul lui. Facem în felul următor. O să... Haideți să-l iau eu pe asta și să-l duc în... Dar numai că trebuie de țisuș acolo, o să vedem, nu mă ajută și mea. Nu știu dacă chiar negru. Maro acela? Așa. Dacă e închis, merge. Îl luăm în partea cealaltă. A, în partea cealaltă. Da, dacă acum am aici. Păi îi punem în ladă atunci, dă-mi coace. Așa. Punem ladă acum, nu? Da. Dar mai aveți unul aici, nu? Asta ne mai iau? Era bun, da. Nu l-am văzut pe cealaltă, m-a fost atent. Acum l-am plăsat aici, în locul său. Și punem capacul, am pus folia. Deci folia până să fie... Da, 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 da. Am spus de ce. Oglindă și... pentru conservarea căldurii. Acum ăsta îl ducem, mobiliarul ăsta, îl ducem într-un alt spus și acolo o să schimbăm între ei, că e slăpus, nu? Da, 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 facem o rotire și... O rotire și am de doua treabă. Bun. Sigur, cu ce mașină mari poți face asta. Deja de la ușă. Așa, cum să o pun așa? Nu, nu, mai în picioare, mai în picioare. Așa. Hai, pune-l tiroida mea. Eu îl pun aici. Așa, așa, îl oferăm. Mai facem, mai la treacă, suntem aici. Uite. Aveți o lansă? Era pus, dar nu știu ce. Mă uitați. Păi, să uită la noi, hipocrazi, zice, bă, dar ce scoși, mă? Uite așa. Le schimbăm, îl ducem și o să schimbăm la sfârșit, după ce venim la masă. A, da, îl pune să fie stup cald. În pat cald este ăsta. Așa e organizat cu vagonul ăsta. Altfel n-aș avea posibilitate. E, vedeți, asta nu știam. Da? Tot de la... Am citit ce pe-n cap? Mai mult am luat pe serite. Nu mi-a explicat. Am înțeles eu ceva undeva. A spus că trebuie să fie perpendicular, așa? Dar unde este să-ți spune cineva? Ce cărți aveți dumneavoastră, domnul? Aveți, cred că, toate cărțile posibile, nu? Hai că să spun. Am cartea cea mai interesantă posibilă. Experiența. Bine, dar, experiența. Dar totuși ar trebui să și citiți ca să luați experiența altora care au fost destăinuite, nu? Da. Și dumneavoastră destăinuiți prin filmările astea. Hai să vezi ce s-a întâmplat. Am constatat că cărțile care sunt așa, de regulă, merg pe șabloane. Deci nu sunt creative, așa, nu sunt originale. Da, da. Să copii de acolo, ca și orice carte, să copii de acolo, și puțin. Dar ne-am găsit pe Hristia, ne-am descoperit pe Hristia, știi? Așa, da, păi el este. Pe Hristia și ne-a plăcut cum îl prezintă. Da? Da, 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 da. Este... Privit așa, păi, ochiul celui experimentat. Da, de acord. Puneți o ramă de sirop, nu? O să pun, da, îndată, dar acum lăsăm... Deci, toate sunt în pat cald în vagon. Totul în pat cald aici. Și cum s-a dezvoltat diferit față de celălalt? Deci la ăsta n-am avut alte variante, pentru că sunt 15 rame și merg așa. Da.